Peste 100 de copii și tineri cu nevoi speciale și-au demonstrat talentul în cadrul Festivalului Internațional de Creație Inclusivă Moldova Mea Leagăn de Flori. Aceștia au dansat, au cântat și au recitat poezii. Majoritatea dintre ei au evoluat pe scenă pentru prima dată. Deși au avut emoții, aceștia ne-au spus că iubesc ceea ce fac. Am dansat în vals, dansul florilor, principal, pe noi ne-a învățat să alinim profesorul. N-am avut emoții. A fost o experiență foarte captivantă și interesantă. Ai avut emoții, n-ai avut? Cum a fost? La repetiție am avut, dar la piscină n-am avut. Очень понравилось, Тине. Понравилось. Первый раз. Были эмоции? Были эмоции. Но понравилось? Понравилось. Pentru prima dată, pe scena mare au fost și elevii de la Liceul Nicolae Bălcescu din comuna Ciorescu. Sigur că da, te-am ascultat, dragă mamă. Am avut emoții, știu că mi-a plăcut acest spectacol și sper că o să mai vinem pe aici. Am jucat rolul de autor. Am avut emoții bune. Lucia, eu, Cornel, Maxim, am mai făcut încă o dată spectacolul ăsta anul trecut. Era foarte strașnic să ne suim pe scenă și poezia. Festivalul este o oportunitate pentru noi de a valorifica potențialul și abilitățile, punctele forte a copilor cu cerințe educaționale speciale prin artă. O varietate largă de necesități, provocări, dar care nu ne încurcă să fim talentați, să ne expunem cu drag, să acumulăm mulți prieteni și să ne trăim viața frumos. Cele mai mari emoții le-au avut părinții, care au menționat că orice eveniment este o metodă de a-și integra copilul cât mai mult în societate. Incluziunea pentru dânși este foarte, foarte importantă, fiindcă dacă ei sunt adesea închiși în casă, ei nu pot să fie incluși în societate așa cum noi ne dorim, cum este în Europa. În mare că parte sunt închiși în casă și foarte, foarte necesită și benefice așa evenimente, festivali. Первые участвовали в этом фестивале, ребенку 11 лет. Вот решили попробовать, проявить смелость. Вроде все хорошо получилось. Надеюсь, что такими маленькими шагами мы потихоньку-потихоньку будем что-то менять в нашей стране и социализировать детей. Festivalul are drept scop promovarea potențialului creativ al persoanelor cu dizabilități. Мы никогда не видим, когда выступают какие-то знаменитости, чтобы выступали и люди с особенностями. Поэтому мы создали вот такую площадку, где бы наши ребята раскрыли свои таланты, показали, на что они способны. Ведь они очень талантливые. Festivalul Internațional de Creație Inclusivă Moldova Mea Leagăn de Flori a ajuns la cea de-a 5-a ediție.